Învierea lui Lazar este sărbătorită în Biserica Ortodoxă cu o zi înainte de Duminica Intrării lui Hristos în Ierusalim. Cele două zile alcătuiesc împreună hotarul și puntea de legătură între postul Paștilor și săptămâna Patimilor. Sunt două zile de prăznuire, o anticipare a bucuriei pe care o va aduce peste o săptămână învierea lui Hristos, biruința asupra morții. La Coștei, sărbătoarea Sâmbăta lui Lazar se marchează tradițional. În Sâmbăta Floriilor, colindă copii cu crengi și coronițe din salcie.